Șapte zile atât mai au la dispoziție asociațiile de proprietari pentru a-și plăti facturile la apă și canal restante până la data de 30 noiembrie 2012. În caz contrar, conducerea societății rajei să va dispune întreruperea alimentării cu apă potabilă a celor în cauză. Este vorba despre numai puțin de 105 asociații de proprietari din municipiul Mergidia. Într-adevăr, în etapa imediat următoare vom fi nevoiți să acționăm prin debranșare. Debranșarea se va executa numai acolo unde nu sunt contracte individuale cu reprezentant. Deci, acolo unde sunt contracte individuale cu reprezentant, vom face demersurile pentru a da în judecată pe cei care au realizat debite mai mari și vom recupera debitele prin instanță. Pe de altă parte, se pare că cernavodenii sunt mai buni platnici și asta deoarece un singur bloc a fost avizat de către societatea care gestionează serviciul de apă și canalizare. Suma totală restantă la mergidie este de aproape 400.000 de lei.